senatorul Scarlatti Riza s-a hotărât. Acesta a trecut de partea Partidului Social Democrat. Deputatul Mihai Weber, președintele executiv al PSD Gorj, a declarat că acesta și-a depus deja adeziunea la formațiunea politică. Domnul senator Riza a făcut adeziunea, adeziunea e la mine. O să facem și un anunț oficial. Este domnul senator Riza, face parte din PSD, s-a întors practic din formațiunea de unde a plecat. La momentul respectiv, având anumite nemulțumiri, pe parcurs nemulțumirile respective s-au estompat sau au dispărut. Păi în mod normal este o cutumă ca orice parlamentar dintr-o formațiune politică să primească automat sau să dețină funcția de vicepreședinte a organizației. Iriza a demisionat din ALDE de la jumătatea lunii iunie, când a și cerut demisia ministrului energiei pentru unele declarații legate de complexul energetic Oltenia. Ulterior, Iriza s-a arătat supărat că nu a fost numit în funcția de președinte al ALDE Gorj.